Întrebată în vântul călătorul, biliviu pe care aleargă norul spre albastre margini de pământ, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul, aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebată-am luminoasa ciocârlie, candele ce leagă în întărie, unde lemnul cântecului sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebată-am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele neprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Disa bufnița, când va cădea mare întuneric, vei vedea. E poezia lui Nichifor Crainic din închisoare. Unde sunt cei care nu mai sunt? Pe celebra tema literaturii universale, ubi sunt viante nos, unde sunt cei dinaintea noastră? Cartea Mărturisitorilor este o aventură în căutarea acestor înaintași exemplari. Sigur, credem creștinește cu Nichifor Crainic că ei sunt deja în Biserica Triumfătoare, dar asta e o taină pe care nu putem sonda și avem încredințarea că ne vom vedea cu ei față către față atunci când metaforii vorbim va cădea Marele Întuneric, care este, de fapt, numai preludiul Marei Lumini. Știți că în poezia spaniolă medievală s-a conturat încetul cu încetul o frumoasă teorie care este ilustrată mai ales într-un poem celebru al lui Jorge Manrique, strofe alcătuite la moartea tatălui său, care îți face teoria celor trei vieți. Există viața de aici, părelnică și trecătoare, văleatul fiecăruia dintre noi, cum se spunea în limba română veche. Există viața de dincolo, adevărată și eternă, taină, pe ce uită în Dumnezeu, dar există și o a treia viață, așa numită viața faimei, a deinuirii a unora dintre noi, prin ceea ce au mărturisit, prin ceea ce au făptuit, în memoria posterității. Cumva, Cartea Mărturisitorilor își propune ca pornind de la viața în carne și oase a fiecare dintre acești oameni, cu traseul ei adeseori foarte sinuos, să urmărească destinul lor în posteritate. Lupta lor cu uitarea românească. Și acesta este pariul cărții. Să încercăm să recuperăm din propriul nostru trecut, din propria noastră tradiție, acele figuri exemplare care ne pot însufleți și astăzi și care dovedesc toate la un loc că este posibil și un alt fel de a fi român, așa cum spun în creața cărții, decât cel precar și dezabuzat în care facem astăzi umbră pământului. Am numit-o Cartea Mărturisitorilor pentru că mi se pare că este foarte plin de greutate acest cuvânt. Mărturisitor, martor, martir, toate aceste cuvinte vin în același etimon grecesc, poate prin intermediul latinei populare, care la origine însemna cel care depune mărturie într-un proces public, în numele aflării adevărului. Mărturisitorul însă este foarte adeseori incomod, pentru că incomod este adevărul însuși. Și atunci foarte mulți martori sau mărturisitori ajung în situația de a deveni martiri, cuvânt care a căpătat
un sens mai precis de om care își dă viața pentru credința lui. Sigur că mărturisitorii de care este vorba în această carte nu și-au dat cu toții neapărat viața pentru credința sau ideea care i-a însuflețit. Dar martirajul are și un spectru mai larg. El poate să însemne și asumarea efectivă a suferinței în diferite contexte ale vieții, a sacrifica imaginea publică, a sacrifica comoditățile curente ale existenței, pentru ca să te faci slujitorul unui crez, al unui ideal. O dimensiune de noblețe existenței care încet, încet să pierde și în conștiința și în practica vremurilor noastre. Astăzi trăim niște vremuri în care jertfa mai degrabă sperie. Nu numai că nu suntem noi înșine în stare de jertfă, dar ajungem încet, încet să nu mai înțelegem nici jertfa celorlalți. Să nu mai fim în stare să ne asumăm cu adevărat nici jertfelnicia propriului nostru trecut. Ori acesta este un impas sufletesc care este extrem de îngrijorător și care este în același timp un semn al descreștinării lumii în care trăim. Pentru că, așa cum am spus-o renumărate ori și îndrăznesc să mă repet, avem în urma noastră o întreagă civilizație a jertfei. Pentru că religia creștină s-a născut din jertfa lui Dumnezeu pentru oameni și a dăinuit prin jertfa oamenilor pentru Dumnezeu. Vreau să zic că ideea de mărturisire este inseparabilă de ideea de jertfă. Cartea mai are și un subtitlu. Și criticul și istoricul literar Dance Mihăilescu, care luni dimineața a prezentat-o la ProTV în cadrul emisiunii Omul care duce carte, a spus că este puțin cam pretențios. Observația o făcuseră înainte și alții. Pentru o istorie a învrednicirii românești. Cum adică învrednicirii? Și ce înseamnă de fapt? Ce mai înseamnă cuvântul vrednic? Un cuvânt care în limbajul curent pare să fie un modest sinonim al cuvântului harnic. Sârguincios. Sigur că și nota această răhărnicie care nu strică niciodată, o are cuvântul vrednic, dar nu în sensul acesta restrâns și banalizat. Am folosit eu cuvântul în subtitlul acestei cărți și m-am gândit la înțelesul mai înalt al cuvântului vrednic, care din păcate nu mai este întotdeauna conștientizat. Și cred că putem să recuperăm cel mai bine făcând apel la evocarea formulei care se rostește în viața noastră bisericească, atunci când este hirotonit un preot sau când este tuns în monahism un călugăr. Cel care prezidează adunarea și este primul slujitor, rostește aceste trei cuvinte în greacă, în latină și în română. Întâi, axios, cuvântul greșesc, dar care se trage și cuvântul axiologie, știința valorilor. Apoi, dignus est, expresia latinească, și în sfârșit, vrednic este. Și toată asistența repetă, nu? Această proclamare, care este un cadru al consfințirii. Iată vecinătatea adevărată a lui vrednic, a vrednicii. Axios, ideea de valoare, dignus est, ideea de demnitate. A să zic că în absența valorii și demnității, vrednicia este simplă hărnicie, poate fi chiar stahanovism, dar noi o vedem prin prisma aceasta mai înaltă și vrednicia înseamnă învrednicirea, înseamnă din acest punct de vedere a-ți asuma în toată inima ta, în tot sufletul tău, o credință sau o idee și a o sluji până la capăt cu orice risc și cu orice preț. Este ceea ce au făcut
cei 82 de oameni prezentați în această carte, sigur, cartea este fatalmente tributară limitelor mele omenești. Figurează cei despre care am apucat până în ceasul de față să scriu. Despre unii mai mult, despre alții mai puțin, despre unii o singură dată, despre alții de mai multe ori. Sper ca despre unii dintre ei să apuc să mai scriu și textele să se regăsească într-o a doua ediție revăzută și adăugită. Sigur, mai sper și să scriu și despre unii despre care nu am apucat să scriu încă. Și eventual să recidivesc un al doilea volum. Numărul acestor personalități exemplare este foarte mare, mult mai mare decât ne închipuim. În păcate, pe foarte mulți lumea largă îi ignoră. Și cred că e o carte care omenește nu poate fi încheiată niciodată. Singurul, spun și în prefață, care poate pune punctul final este bunul Dumnezeu. Noi încercăm, atât cât este omenește posibil, să stabilim niște repere. Și sper că aceste repere să devină lucrătoare și acest trecut care ne onorează, dar ne și obligă, să fie un, știu eu, cadru referențial, mereu viu, în fața conștiințelor treze ale generațiilor de azi și de mâine. Așa să ne ajute Dumnezeu.